Așa, un băieț, hai să încercăm de data asta. Poate avem noroc. Eventual. Sper acum ca să meargă. Dar oricum, nu mai mă, frate, pentru că nu mai văd. Dă, pardon, notificări, băgami și pula în el. YouTube să-mi bag. Morții mași. Dumnezeu mamii lui. Haide să ne strângem aici, mâncați și gata. Gata, bă, văd că acum merge mai bine, mă, e bine atunci. E de bine atunci. Am lăsat și luna. Nu mi-a prins să fut, tu zgura. Haideți, până un alta, vă voi să ne strângem unul mai mare. Haideți acum. Până un alta. Bun. Ah, stați așa un pic, băieți, pe așa. Bun. Hai că acum sper să fie ce trebuie, mă, aici. Hai să sperăm că acum o să fie ce trebuie. A picat netul, bă, mugai mei, și piciorul să-mi bag în el de net. Doi morți și răniți. Ia stați așa un. Bun, hai, am pornit scena. Da, am pornit-o. Bă, băi, ți-am găsit și eu brabusul ăsta sau nu știu ce ăsta. Ia stai. Da, e brabus, mă, e brabus. Și mergem și noi cu el să mai facem niște joburi. Ne mai și testăm totodată pe live. Ha? Să vedeți și voi cum sunt și așa mai departe. Poate vă place ceva. Un anumit job și așa mai departe. Ha? Haideți acolo cu like-urile până una alta. Salut, salut, Alexandru, te pup, te pup. Bă, brother, ai primit notificare la live-ul ăsta? Bun, hai să vedem ce job ziceți mă băi să facem. Ce job? Data trecută am făcut la de Glovo. Aș testa pescarul mă frate, dar nu știu ce să zic pescar, știi? Salut, salut. Eu da? Da, e bine atunci am, dacă ați primit notificare ce trebuie. Tăietor de lemne nu vreau frate. Jobul ăsta de constructor nu știu cum este mă băieți mă. Nu știu cum e asta de constructor, mâncava și. Nu știu cum e asta de constructor. Hai că-l testăm, nu-i problemă. Vedem acum cum e. Opa. Ce ziceți? Dar oricum trebuie să intru pe câmpul ăla, mă, băi. Eu mă fut în morții lui, bă, băieți, mă, de net. Papul la morții lui, ești nebun. Bă, iau și digiurile în... Iau digiul direct în pulă, îl iau.
Scuză-mă, mă, în curs să vă fut eu o curețelile voastre. Te rogi de el, bă, frate, să meargă, ești nebun. Depune. Mi-a depus? Mi-a depus pe dracu. Oh. Bă, da, pic așa, bă, da. Atenție, toate mașinile vor fi șterse în 30 de secunde. Oh, uite-l, mă, unde intră, mă? Mă, rasa mea. Nu pot, mă, să mă mută pe partea cealaltă. Nu vrea asta să intre la volan. Aoleu. Mamă, 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 îmi vine să... Ce îmi vine să înjur? Mamă, mamă, mamă. Putu-s morții, mătii de pici. Hai că poate am norocul să dau de o mașină ceva pe stradă. Ia o opera, intră pe opera, dracu că consumăm. Atât. Am. Salut, te pup, Andy, mă, brother. Bine, 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 bine. Scuze că nu am putut citi chat-ul, doar că mi-a picat netul movere, mă, și știți cum e. Înțelegeți? Mă scuzați, mă, voi, ce aia e? Mai întâmplă. Ia dacă... Bă, asta nu e zonă publică, nu? Mi se pare că nu e zonă publică, n-are cum să fie zonă publică, nu? A, dar e cineva, nu? Din vară până acum. N-am mai avut, mă, frate, probleme de-astea. Ești nebun? Din vară. Știți bine că mă jucam pe Blueberry, îmi făcea figuri. Și pe Phoenix că mă jucam la fel. Bă, dar e de belea, bă, frate, mașina asta. Rău de tot. E de belea rău de tot, mă, mâncau așa. Eu fac pe G acum pentru că, zic, să zic, n-am cum să fac roleplay singur, știi? Uitați, bă, uite-o, bă. Zi tu acum să nu... Ce dracu, uite, mă enervez, încerc și eu să... Dar n-ai cum, mă, frate, să conduci mașina asta, ești nebun? N-ai cum să o conduci. Normal. Dar să mergi cu ea încet, ești nebun? Atât. Dar ce fac? Ia. Așa că a dat norocul peste mine, i-a dat-o, dracu. Iese fum din ea. Iese dracu fum din ea. Cum? Nu știu dacă era pe server asta cu trusele, știi? Nu mai știu dacă era asta cu trus. Un Lambogar, eu. Auzi, bă, băi, vinde. Mai bine îmi luam tico să mor eu. Oh my god, aici am rămas. Miș. Nu taxi. Sau ba da, ba da, da, taxi. Două fi taxiuri acum, asta e faza. Stai, a, deci scriu, mă. Am nevoie de taxi.
Lip pentru a. Mai zi ceva, mă, băie, mai zice ceva, mă, frate. Mai zi ceva. Deci nu mai ce să... Hai că dacă știi ce zic, să și da clean up acum. Că dacă nu se dădea clean up, poate găseam ceva, știi? Trebuie. Taxi, salam. Tocmai sunat la semn de mica și așteptam un răspuns. Se minte să faci, să mai faci serverul de Five Man Prison, dar bineînțeles, frate, normal că-l fac. Nu e vorba de meritat, eu că oricum nu vreau eu să-mi scot banii din el, stați liniștiți. Deci nebun, eu oricum nu fac server, nu mi-am făcut serverul pentru bani și așa mai departe. Da? Nu credeți treaba asta, mi-am făcut serverul așa din plăcere, frate. Că dacă-l făceam pentru bani, credeți că eu mai... Credeți că eu nu știu. Făceam de-astea cu grade de sponsor meniu. Cred că era sponsor meniu, deși nu-l foloseam noi. Mi tot zicea nu mă duțu, bă, scoate-l, 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 scoate-l. Ce las, că-l scoate, că-l scoate, da? Ce... Vă dați seama, puii mei. Puteam să scriu acolo că dau nu știu câte milioane, ca să zic așa, că uite așa, nu frate, nu, serverul nu l-am făcut pentru bani, da, și așa mai departe. Este, spre exemplu, din donații, doar să-ți întreții serverul, atât, cam atât, să-ți întreții serverul. Aute, voi ce bulangiu, bă, frate, doar să-ți întreții serverul și asta am și făcut. Oricum nu scoteam la cât investeam. Acum depinde, știi, depinde de lună, practic. Înțelegi? Până la urmă, depinde și ce, dacă îți cumperi și scripturi, și așa mai departe. Înțelegeți? Mă duțu, frate, cât timp am avut serverul niciodată, n-am avut un preț stabilit, ca să zic așa, ca scripter pe lună, frate. Niciodată. Mai venea la mine, mai cerea, bă, dă și mie 2 euro, dă și mie 3 euro mai devreme, dă și mie nu știu cum, înțelegi? Și vă dați seama că cu altele te mai iei și apoi uiți, înțelegi? Uitam și dădeam în continuare și dau oricum. Să se spere, dracu, că ei, că cu banii aia, nu mori. Mă șterg la curcă, să mori. Deci, pe bune. Nu, sunt unii orfani care fac căcaturi de astea și așa mai departe. Înțelegeți? Asta e toată faza, ca să zic așa. Na, îți dai seama, frate, e o chestie de obraz până la urmă, adică trebuie să te... Să fii simțit să ceri bani, știi? Când îl refuz, face urât, că dalea, că dalea. De aceea, mă, băi, zi, de-aia am aflat eu, frate, că din cauza lui mi-am luat eu bani pe Fuplate. Era, nu mai știu, mi se pare că eram pe afară. Sau nu mai știu ce făceam. Și îmi se dăduse și mie un mesaj, bă, poți să mă ajungi pe mine cu atâta și așa mai departe. Așa, și i-am zis, clar, i-am zis-o direct pe față, bă, frate, eu nu sunt bancă. Și așa mai departe, du-te la muncă, una alta, înțelegeți? Până la urmă, el nu știe cum se face banii ăia. Și așa mai departe, înțelegeți? Și apoi și mi-a dat mie mesaj, păi dacă ai aere de-astea în tine și de-astea, vezi că eu i-am zis lui Hara că ești la el. Pe futu-ți gura, mătii, să-ți fut. După ce că ești și șarpe, mai e și bulangiu, bă, bulangiule, știi? Oricum. Sunt sătul de ăștia, mă, băieți. Oricum eu sunt călit. De ce zic, până la urmă, că am trecut prin foarte multe chestii. Și așa mai departe. Cu se, băi, gândiți-vă că serverele te călește, mă, frate. Te călește așa ca și cum. Să zice, nu știu, ai o afacere. Și așa mai departe. Și nu știu, poate ai o pierdere, înțelegi?
I-aș fi în momentul de acela. Ah, să rămâneți clean up. Înțelegeți? E călește rău de tot. Asta e toată faza. Oricum nu vreau să vorbesc eu despre, pentru că până la urmă nu i-a oferat de mult atenție, știți ce zic, dar până la urmă și eu cam cere, frate, căuta și foarte multe băgări de seamă cu mine, iurea fără să-l bag, eram, spre exemplu, la live la valoare și așa mai departe, vorbeam noi din una alta, știți ce zic, și să băga cu mine seama, iurea. Înțelegeți? Asta e toată faza. Bun. Mă, băieți, oricum, dacă căutați un server de Los Santos unde se face și roleplay, aveți și scripturi mișto, aveți asta. Mie îmi place, frate, la serverul ăsta că joburile sunt făcute pe skill-uri, frate, cel mai bine, așa zic eu, decât să stai atâtea ore și să, nu știu să ce, pentru că cadă tăietor de lemne, dau un exemplu, să faci, nu știu, 50 de ore, știi ce zic? Așa, hai să zic că ți-ai o sumă mică de bani și gândiți-vă, mi se pare că la fiecare skill jobul diferă, mi se pare. Nu știu, nu știu, sigur. Aoleu, ce bună era asta, bă, frate, bă. Iau la pasă aia, mă, băieți. Știi ce zic? Așa și place, adică începe așa de la o sumă mică și crește așa, știi? Așa e cel mai bine din punctul meu de vedere. Este și mișto la același timp. Știi ce zic? Până la urmă, uite, sincer să fiu, uite, alegeți dintre Phoenix și Fairplay. Nu știu, eu m-aș duce pe Fairplay. Pentru că se și face roleplay, sunt și scripturi destul de mișto în care te ar putea atrage. Ce servere mai sunt în paletă? Bă, Haosul, care nu mai știu nimic, mi se pare că era în paletă, oricum e. N-ai ce să faci, mai Pokémon acolo. Energy Live-ul, care și ăla e mișto. Blueberry, vedeți că și ăla e chiar ca lumea. Mă gândeam să mă apuc de el, dar nu, am zis să vin pe Fairplay mai bine. Blueberry e ok. Ce server? Hadesul mai e. Da, ăla stai mă că s-a mutat în Los Santos. Se duce ușor ușor spre Los Santos ăla. Ce servere mai sunt așa? Da, așa să mă mai gândesc. Mi se par că acum recent. Da, frate, dar o să scadă până la urmă. Și care faza o... Valentin, chiar dacă sunt 100 de playeri, chiar dacă sunt 200 de playeri, chiar dacă sunt 300 de playeri, nu e ca și cum frate ai face roleplay cu toți odată, știi ce zic? Poți să faci roleplay și cu 40 de playeri, 50 de playeri, înțelegi? Într-adevăr, e altă experiență cu 100 de playeri, 200 de playeri, într-adevăr, altceva, știi? Ar fi mult mai mare roleplay-ul, ca să zic. Dar ai putea face roleplay și așa, zic eu. Înțelegeți, bă, băieți? Am asta e faza. Da și pe un like, bă, băiți, că like-ul e gratis, nu vă costă absolut nimic un like. Să moară aia. Salut, salut, Alex, salut, salut. Mi se pare un server ca lumea. Care e serverul ăsta? Bă, vedeți că e chiar ca lumea, frate.
Chiar e foarte fain. Bă, băi, dacă vă place ceea ce fac și așa mai departe, eu fac live-uri în fiecare seară aproape. Dați și mie un like, că like e gratis, bă, băieți. Chiar mă aștept destul de mult. Aproape. Stați așa. Înțelegeți? O, băieți, vă recomand să vă uitați pe canalul meu, bă, frate, pentru că aveți ce învăța de aici, știți ce zic? Adică mai vorbim un alt an, ce să vă schimb mentalitatea și așa mai departe. Da? E cel mai multe, bă. Știți care faza, mă, frate? Eu nu suport genul ăla de server care multă lume intră pe serverul respectiv să muncească, să strângă niște bani, să-și iau o mașină și așa mai departe, dar roleplay zero. Și tot să fie civil. Înțelegi? Ce să fie 100 de civili? Dau un exemplu și câțiva polițiști acolo și mulți să se ducă la job să-și strângă bani de o mașină. Înțelegi? Și așa mai departe. Înțelegi? Și se ducă. Bă, care e scopul tău în viață? Bă, uite, așa, să-mi iau mașină. Bă, nu. Când intri pe un server, tu trebuie să-ți joci rolul tău. Înțelegi? Să faci roleplay frumos. Să-ți joci rolul tău, poate, nu știu. Rolul tău, poate vii de la muncă, dau un exemplu. Te odihnești și seara ești la jefuit, spre exemplu. Înțelegi? Sau poate rolul tău, nu știu, este să te infiltrezi printre mafioți, pe acolo să iei niște informații și așa mai departe. Înțelegeți? Bă, da, am mers, să-mi bat piciorul, nu cred că am mers niciodată atât de mult. Mi se pare că doar din... decât din Sandy până în Paleto am mers cel mai mult. Cred, nu mai țin minte. Cred. Te pup, te pup, Alin. Ce ești, mă, Alin, o broadere, mă? Ce mai ziceți, bă, băieți? Cum mai e viața? Bă, frate, încerc și eu să... Poate, bă, frate, cred că live-ul ăsta mai facem și live-ul ăsta mai strângem niște bani și de live-ul următor, frate, deja începem să ne facem relații, gata. Începem să ne refacem relații frumos, să ne cunoaștem cu lumea. Una alta. Înțelegeți? A, e bine, mie, ce trebuie, Aline, nu? Ce trebuie? Ai noroc! Mamă, șefule! Te aud! Mă duci și pe mine până la un garaj, te rog eu frumos! Cât îmi e? Mulțumesc, hai sus! Că așa am sindrom acolo! Mulțumesc frumos! Da, bineînțeles, m-aș și juca și carbon și mustoante.
Am jucat, m-am jucat foarte mult. Carbonul nu știu dacă l-am terminat, mi se pare că l-am jucat așa până la jumătate. Unde te duc? Aici la pescar sau mai la în față, garaj? Mai în față la garaj. Mai la garaj. Bă, stai lix, mă. Înseamnă așa voce. N-ai idee de cât timp merg pe jos, mă, frate. Nu? Nu-mi dau seama. Am zis un băiat cu Kirkici că a fost trecut. Unul care a din... Ați trecut. Mergea din Los Santos până în palet. Pe da, pe acolo. Da. Mă duceam la pescar să-mi iau acolo. Mm-hmm. Era garaj acolo, de unde vindeai pește sau ce dracu era. E, ia la până aici în față. Trebuie să bag oricum în garaj, știi? Mm-hmm. Auzi, dacă vrei să faci bani, bagă-te acolo la pescar. Păi că asta fac. Am făcut într-o zi și ceva, am făcut 12.000 și dacă spui că, vezi, dacă spui că un peșter, peșterul ăla de 14.000, știi? Mm. Auzi, cât este o undiță? De unde trebuie să o iau? Nu, nu e cu undiță, te duci cu orici mumeală de jos. Așa? Știi cum se... Da, știu. Iei mumeală de acolo cu legi, nu știu că mai multă, pe 100 și ceva și... Apoi te duci și te pescuiști, n-ai nevoie de undiță. Oh, ok. E ce trebuie atunci. Hai că poate ne vedem acolo pe baltă, salut. Ar fi mai să faci un live, ne vedem o stumante? Nu. Și e deja vei, mă, frate. Tot atâtea live-uri, ești nebun, n-are rost. Și, spre exemplu, și GTA 5 mă mâncau aici. Au făcut atâția, frate, live-uri de cu GTA și așa mai departe. Și ce zic? Bă, trebuie să încep și eu să-mi iau o mașină mai calmea, cred că mi-aș lua o dubă. Dar mai vreau să-mi strâng niște bani. Bă, fiți atenți că am 7.000 în bancă și puteam să-mi iau de ăsta, mă, frate, Skoda. Skoda Superb. Puteam să-mi iau. Puteam să-mi iau Skoda Superb. Pescăria. Pescăria, stai, mă, să vedem ce o fi acolo. Nu-mi place, frate, la mașina asta că se răstoarnă, știi? Prea așa. Nu-mi place. Doar să mergi cu asta până în 100 la oră, frate. Ce ai mi nici cu 170-80 maxim. Doar la drum drept, știi ce zic? Frumos, cu interiorul ăsta, talent. E scodat pe server, dar normal. Hai noroc, domnișorul. Bună seara, domnul. Hai noroc. Se fac bani din pescării? Bă, se fac. E ce trebuie atunci? De aici doar vinzi pește, nu? Da. Aici ce trebuie atunci? Tu bași mașina aia pe acolo, pe câmp? Nu, no, am altă mașină, dar acum am fost doar pe aici, pe autostradă. E ce trebuie. Pe serverul Golf 4, bă, n-am văzut Golf 4, n-am văzut. N-am văzut Golf 4, dar poate o să baci. Bă, voi vă dați seama să fiu pe un server de 5M 10.000 de player, frate. Gândiți-vă puțin, 10.000 de playeri pe un server de 5M. Băi, ar fi trafic cum în cavaș ca în real, ești nebun? Mergi cu... Trebuie să mergem toți și cu distanță frumos, dar bineînțeles să nu existe desync-ul. Gen, băieții de la 5M se rezolve toată treaba asta cu desync-ul, știi? Ăștia de la GTA se rezolve treaba cu desync-ul. Să fie, nu știu, 10.000, 20.000 de playeri pe un server. Păi ar fi aici trafic, e nebun. Ca să ajungi, spre exemplu, până în Sandy, îți ia nu știu câte jumătate de oră. Ești nebun.
Să-ți și fie frică, știi ce zici, să o accelerezi, știi, una alta. Nu te prindă poliția. Vine poliția, bani frumos, și aici să fie, mă, bă, mai trafic, frate. Cum e pe GTA, mă? Toți să ne dăm așa ca să facem loc la poliție, frumos. Asta cred că s-a întâmplat pe Pro 4 Kings. Nu cred. Are full play 2, mai mulți player și cel puțin eu n-am văzut așa. Care full play 2 are, frate, 900 de player. O și 1000 chiar. Aoleu, și acum trebuie să mergem și să luăm o meală, bă, frate. Iar pe Five, da, bineînțeles, mă, Bogdan, ce să și facem. Poate băgăm zilele următoare un redem. Vom vedea. Băgăm un redem frumos. Cum vă place vouă. Ar fi mișto să se bage remat pe server, mă, frate. Băi, aș da mașina asta la un player nou, mă, frate, cu vreo 300 pe acolo. Hai că mai târziu o să vă arăt și Skoda, o să vedeți cum arată. O vedeți. Hai că merge după momeală, mă, frate. Uite, nici kilometri mulți n-am făcut cu ea. Singura problemă la ea este că se răstoarne, în rest... N-ai treabă. Uite, vedeți? Răstoarnă, mă, frate, repede, rău de tot. Da, ce m-am întâlnit eu cu Lix pe server, mă, frate. Lix, cred că era 100.000, el era. Era vocea lui. Dacă era măduță, chiar că îl înjuram. Hai cu Lix. Am ce mai am, știi? Dacă era măduță, îl înjuram de toți morți. Prost eu. Serverul este harta, bineînțeles, e hard. Eu nu știu, mă, cu aia, cum poate pripa și ea să ia pe apărea lui măduțul ăla, mă, frate. Știu că el dacă le-ar face lor, nu le-ar conveni la fraieri, știi? Le-ar conveni. Bă, furi odată de dor, dacă dracu să și formăm un cațiși. Nu știu, până la urmă, frate, trebuie să te mulțumești cu ce primești, ce zic? Că până la urmă, dă-l încolo, că... Făcea bani de la mine, știi cum? Eu chiar făcea bani. Încolo și-a, dar nu mă fura. Mai trăgea și chestii pe dreapta. Câte sute de euro am pierdut eu? Nu mai zic. Oricum, o să fac treaba cu Bobocu, cu Ghost. Da? De ăștia de încredere, frate, pe care și cunosc. M-a ajutat că nu aveam pe nimeni. Foarte mult.
Ia o ai găsit pe aici momeală. Bam. Voi avea voie să... Aoleu, unde am băgat-o? Aoleu. E și tracțiune spate, drag. Mi-e place tracțiunea față. Ai săpat deja aici? A, îți schimbă locația, mă, cu aia. Și Caterinca? Așa. Ia stai. E ce trebuie. Era mișto dacă se dea câte o momeală, câte două, știi? Sau ba chiar deloc. Că realitatea așa, găsești frate într-un loc, poate să o să găsești și câte două, trei râme, spre exemplu. Legi. Așa. Ei, ce-ți bă, băieți, oare prindem ceva sau?
Salut, salut, Robert, salut, salut. Bine, 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 venit. Bă, băiți, vă văd atâtea persoane noi și vechi și așa mai departe. Da, și vreau un like, că like-ul e gratis, mă, băiți, mă. Like-ul e gratis, băiți. Like-ul e gratis. Ha? Mă, frate. Mâine, roleplay. Ați auzit? Mâine, roleplay. Înțelegeți? Ce aș juca și eu acum, dar nu sunt. Dar sunt în turneu aia. Nici o problemă, brother, ai timpul la lume. Înțelegeți? Nici o problemă, în frate. Timp este, timp este, mă băieți. Timp e. Da și pe un live, băieți. Măcar. E bun. Așa. Hai să luăm 25 să nu fie ca la mort. Cumpăr mașină, 70.000 la CNN. 70.000. Eu nu știu ce mașină poți ții la 70.000, mă mâncați și. Mă mâncau așa. Cred că o să-mi dau o reinstal la Windows. Pentru că a început PC-ul să dea rateuri, mă mâncau așa. A început să se miște mai greu. Și așa mai departe. Eu am niște servere în serverele mele mai vechi. În PC. Și cred că o să le o să le bag pe stick. Am hard disk, am hard disk de la extern. Și ce zic? Hard disk. Bă, game și pun la limba. Hard disk extern. Și bag acolo frumos serverele. Bă, nu mai avem treabă. Nici nu știu pe unde se iau un caos. Ce ai, mă, cu oculesc așa ești nebine și așa oculesc. Da, asta ar fi singura variantă pe unde mă bagă GPS-ul. E mai popular decât energie, dar bineînțeles cum dracu sunt. Mă, până la urmă nu contează asta, frate. Calitatea contează, nu cantitatea. Până la urmă, și ce zic? Eu v-am zis treaba cu playerii. Bă, știți că mi-a plăcut mie fair play, mă mâncau, știți că mi-a plăcut mie mult, mult? Păi, nu vorba de plictisi, frate, că oricum vreau să plec la un moment dat de pe... Odată ce mi-au am bani pe full play T, îmi fac bagajele și mă duc acolo. Odată ce mi-au am bani. Să sperăm că mi-au am bani. Am făcut două etichete, mi-au fost ca și cum, nu știu. Știi ce zic? Și acum am făcut eu, aseară mi se pare, ieri mi se pare, am făcut eu un ticket. Să sperăm că o să am norocul ăla, bă, băieți. Să sperăm că am noroc. Eu aveam bani și pe Discord, pe mâncau aș la ei.
Am cumpărat tamban special pentru serverul respectiv. Bă, poate să fi, oricum ar fi, bă, mâncavaș. Oricum ar fi, frate, am banul. Să-mi dea și 200. Am văzut că lui unui dăduse 250 de ore la pușcărie plus ce casă, nu mai știu ce a dat, știi? 250, poate să-mi dea și 200, nu știu, 300 de ore la pușcărie. Poate, gen, la pușcărie în caracter, nu aia de gil. Poate să-mi dea și, nu știu, ICK. Poate să-mi dea și cu drept, nu contează. Orice poartă deschisă pentru amban, nu contează. Orice poartă care mi se deschide spre amban e numai bună. Orice poartă. Trebuie să merg ușor pe aici. Ce dracu e aici? Deci întrebă pe mine, mă întreb, frate. Nu mă întrebați, mă, bă, mâncava și mai puneți întrebări de astea, Iurea, mă, frate. Eu n-am de unde trecut să știu. Deci intră copii toxici. Pentru că vin Pokémon și așa mai departe. Că e stricat, sunt stricate comunitățile și așa mai departe. Li s-a dat PC-ul în mână de la 5 ani. Se joacă Fortnite. Se înjură cu copiii pe acolo. Și cred că le merge și pe alte comunități, înțelegeți? Au ce de lumea la pește. Ce flash-uri le-am dat lui ăla. Gata. De la câți ani te joci FV, mă, mi se pare că aveam vreo ori 13, ori 14 ani, ceva de gen. De când mi-am luat PC-ul. Ai noroc. Fir întins. 4 ani? Nu mă aud. Fir întins. La un fir la întins. Nu, unde e firul acolo? Fir întins, băi. Și ce? Fir întins. Ce? Mersi, mersi. Bă, n-aude, bă, frate, zici că e nebun, mă, un caos. Voi avea bol de alea urâte de numai scap. Ce trebuie să fac, să apăs? E? Nu ai destul spațiu în inventar. Putu-s morți. Fac, dacă aveam spațiu, îl prindeam. Cum era, mă, mâncava și capa, mașina mea. Mamă, ce lagar. Capa mașina mea, nu. Mă, uite, mă, așa, bam. Mai mănânc sandwich, mai un altul. Trebuie să ai și ghiozdan aici, mă, mâncați și. Hai că vedem ce o să luăm, o să vedem dacă mi-au Skoda să-mi iau dubă, oricum.
Vom vedea. Vedem ce luăm. Ce dracu am luat? Am prins ceva sau o sal? Nu cu aia, nu-mi dau seama dacă am prins sau nu. Am și lag, mâncați și am lag când sunt live, am lag. Vedeți? Mă, morți! Conservă, conservă, pute. Arunc o drept. Te pup. Mamă, ce lag e, mâncați. Bă, ia stai, mă, dacă opriți scena. Nu, n-are treabă. Tot așa figuri îmi faci. Ai încă o dată? Morți, măi. Nu, nu, n-ai cum să faci jobul ăsta când sunt, n-am cum să fac voi jobul ăsta că cât timp sunt live. N-am cum. N-am cum. Uitați-vă și voi cum mi se încarcă ăsta, ești nebun. În sare din 20 în 30 de secunde. În sare. Vedeți? N-am cum să fac jobul ăsta. Trebuie să meargă finuț. Nu, n-am nicio șansă. Dacă îmi schimb eu, spre exemplu, poate rezoluția un pic. Nu. Iată. Facem altfel. O mergeam așa, o merge așa, ce ziceți? Nu, no, n-are niște, n-are treabă nici așa. Nu, nu bag, nu cred că bag. Hai că am prins un guvid, măcar e bine. E bine, un cați și că am prins un guvid, măcar. Ia. Ia uitați, mă, mâncava și cum merge. Vedeți, așa trebuie să meargă, mă, mâncați și așa trebuie să meargă. Parcă se mișcă și mai bine. Ia uite, așa trebuie să meargă, frate. Ia uite, vezi? Bam! Frumos! Finuț! Așa trebuie să meargă, mâncați-și. Nu-mi spune că iar ai luat o patătură. Parcă începuse așa, o secundă. Mă, mâncați-și, mi-aș mai lua un monitor, bă, băiți, mă. Mi-aș mai lua un monitor. N-am prins nimic, a? Doi guvide am prins, ce dracu. Aolo, și să nu scot eu banii. Dacă nu scot 5.000, e... Din păcate, nu ai vier pentru a putea continua jobul. Aolo. Ce vier mă mâncați și că astea zrâme mâncau, mă, jură asta. Iau așa vreo 10. S-a blocat? Da? Se blocase? Se blochează dacă... Dacă îl țin așa, Andy? Mi-aș mai lua un monitor. Da. Paoleu, fi nabeleau în caz. Nabeleau, fii atent. Îl dau pe ăsta așa. Și hai că-i dau remove momentan. Paolo, nu era scena aia. Ia. Și acum pe ce sunt? Pe auto sau pe... E bine. Ia vedeți, mă, acum merge. Ia vedeți.
E bine atunci. Bun, perfect. Vedeți, uite așa trebuie să meargă mâncava și gura voastră. M-am bucurat eu că săream în timp ce am date. Așa trebuie să meargă mâncava și. Se mișcă mai bine sau? Un guvid am prins. Ia o să mișcă mai bine ea. Bă, să zicem, parcă e ceva. Haideți, băbuiți, să ne facem 101. Aoleu. Mai bine, da? Mă bucur. Ați face și noi măcar 15 like-uri, băbuiți. Like-ul e gratis. Nu-i înțeleg, mă, frate, păi, v-am mai zis odată. Lea care salută și așa mai departe și... Un like nu lasă și ei. Salău mic. E bine, e bine. Nu știu prețurile de pe aici, mă, băieți, mă. Nu prea le știu eu prețurile la băieți. Auzi, patroane, m-auzi de acolo? Iar a început mâncat și... Avea bol de alea urâte. Până după ce închizi la evul, stai, trează toată noaptea. Hai că toată noaptea, dar n-am și eu, mă, frate, școală. N-am și o viață. N-am și o familie. Biba mediu, e bine, mă. Hai că parcă a început să dea peștele. Frumos, ați văzut cum a dat? Doi guvizi după un șalău sau ce dracu mi-a dat. Știi? Doi, trei guvizi cât am prins și eu. Conservă prima oară mi-a dat, știi? Și ușor, ușor, bam. Și acum, conservă. Am zis. Haideți, băi, 6 persoane pe la, dați acolo un like, că like-ul e gratis, băi. Mă supăr. Mă supăr, da și mie un like. Nu vă costă nimic un like, boys. Covid. Covid, imeș. Stăți așa să arunc astea. Arunc. Hai să bag pești în port bagaj. Hai că iau pe ăștia. Patroane, băi în pepene. Ce să fie? Dă-i în pepene. Pepene? Da. Păi cum acum bre, iarna pepene? E, nu știu, a găsit acolo la magazine de la congelă. Dracu știe, nu mi-e poftă, dacă aveai. Am la mine geantă aici. Ce pepene? Roșu. Da, dacă era galben... Aici am gândit și eu pe acolo. Ei. Merge, merge, de ce vă? Merge, merge. Te pup, te pup, Alex, te pup. Mersi că ai fost pe live, te pup. Urât, bă, băieți, urât să nu dați un like, bă, un cava și urât, 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 urât partea voastră. Celor care nu dați like, bă, bun, urât. Nu știu, dați la toți terminație aia de... Bine, până la urmă au muncit, știi ce zic, dar nu știu, ce puțin nu am văzut ceva atrăgător.
Și așa mai departe la băia mari. YouTuberii aia mari. Salut, Monic, salut. Aoleu, bă, gara, dragi. Mamă, n-amă. V-am mai scos din banul, frate, am mai scos. Am mai considerat că mai trebuie să mai dau o șansă și așa mai departe. Înțelegi? Roșoară mică, e bine, mă. Vă mâncava și trebuie să-mi duc, frate, PC-ul ăsta la serviciu să-mi pun pastă. Să-mi curețe PC-ul. Ori să-mi schimb sursa, ori să-mi o curețe pasta, să nu mai facă zgomot, frate, că face un zgomot infernal, dar oricum asta îi dă mult rău de tot. Da și mie un like, bă, băieți, mă, măcar, da și mie un like. Hai să facem și noi măcar 15 like-uri. Mai țin live vreo jumătate de oră și închid că trebuie să plec. Da și mie un like, boys. Unde mă creanga, creanga, drag? Mă mâncau așa, ar fi mișto să fie un job de ăsta așa de pompier. Știi ce zic? Și odată la, nu știu, 4 ore, să zic, ca să nu fie constant, sau odată la, nu știu, 20 de ore, știi, să nu fie neapărat acțiune în fiecare zi, știi? Să se facă și antrenamente, poate să mai face și un roleplay, poate un alta, știi ce zic? Sau, nu știu, odată la 2 zile. Păcate, nu ai venit pe prea putea continua ce-a avut, tu zbura, măti. Hai că mergem să vine. Auziți, bă, băieți? Vând roșioară mică, am pești mici, am pești medii, vreți? Cum ai zis? Am pești mici, vreți? Păi cu cât vinzi? 1200. E bine? Nu, nu, nu. Nu vrei? Da, cât mi-ai dat? Da, cât mi-ai dat? 900, e bine? 900. Nu, păi, nu. Da, cu cât se vinde? Mai ești. 700? 100. 100? La magazin cât da, îmi iau? La magazin cât îmi iau? Mă, tu încerci să mă fraierești. Mă, tu încerci să mă fraierești, mă. Aici am fost inspector la PD și colider în smort, mă, vere, să-mi spui și... Să-mi spui dacă vrei ajutor, bă, băi, Pandora, de cât te-am văzut așa... Mai... E ce trebuie, știi ce zic? Serverul. Poate dacă e să fii pe aici, nu știu. Sunt nedumerit, spre exemplu, cu un anumit job și așa mai departe. Auzi, fii atent, am o întrebare la tine. La jobul ăla de tăietor de lemne, la skill 3, poți să-l faci și ăla cu tirul? Gen să iei tirul după tine și astea? Hai să mergem să vinem pești. Că parcă văzusem eu pe un server, știi ce e jobul ăla asemănător? E... Mi se par că ăla era. Fix ăla era. Fix ăla mi se par că era. Mi se pare mult mai ok, mă, frate, așa, decât ca, știi ce zic, să te mulți într-un loc în altul, știi? Ca așa, în realitate, nu schimbi locul, bă, băieți. Înțelegi? Nu schimbi locul mereu. Uite aici, asta e, spre exemplu, într-un loc ceva timp, știi? În realitate nu te schimbi așa. Păi ești nebun, păi cred că ai agățat undița din 5 în 5 minute, mâncați și gurata dacă ai face așa, știi? Înțelegi ce vreau să zic? O, aia, dar iese fum din ea, n-am ce să fac.
Ivan. O jobule, nu știu, pentru că m-am lăsat și nu știu, tăietor de lemn și nici nu. Eu nu m-am băgat mult din prima și am promovat la grad mare. Oh, te talent așa. Am promovat direct pe inspector pentru că aici pe o săptămână m-am lăsat. Ah, ok, ok, bani, nicio problemă. Bă, brodre, bă, un cavaș, dacă aș avea puterea să fac pe noul server, bă, băieți, să fac, să fac de asta cu, cu pompierii, mâncava și gura voastră. Adică odată la nu știu câte ore, hai la o zi, două poate, să zic, să zic, să iau o casă, o clădire, ceva foc, știi? Spre exemplu să fie și un NPC ceva acolo, să poate bag chiar un player, știi? Și să te duci să salvezi NPC-ul, să-l duci la spital, să vezi dacă e ok, una alta, știi? Sau ba chiar să fie un animal pe acolo. Știi ce zic? Te duci pe acolo sau, spre exemplu, nu ți se deschide o ușă. Să intri, spre exemplu, cu toporul sau, spre exemplu, cu lockpick-ul. Să deschizi ușa respectivă, știi? I-aș face, bă, băi, serverul de cube core, dar... Mulți mi-au zis că nu se merită. A avut și ăsta, Albert Năbână, server. A avut și Conacu, server, care... Conacu... Știi ce zic? E greu, bă, băie, să faci să prindă un server de cube core. Chiar e greu. Așa, hai să zicem că iau câteva, să zicem că fac serverul VRP, să iau câteva scripturi de cube core și să, sau cubas și să le traducem pentru VRP. Asta e altceva, știi? Aș prefera mai degrabă așa, că, pentru că, până la urmă, lumea e obișnuită foarte mult cu VRP-ul, bă, băieți. E obișnuită cu VRP-ul. Foarte mult. E foarte, foarte obișnuită cu... Așa. Hai să ne facem 100, bă, băieți. Haideți acolo cu 100, un. Adică știu că putem. Ce-a puțin mâncava și gura voastră? Bă, e cam puțin, bă, băieți, mă. Poate doar să ai skill și să faci bani mulți. Cam puțin mâncați și... Cam puțin mâncava și gura voastră. Gândiți-vă că trebuie să stai pentru o zi, să zic, să adun momeală. Înțelegi? Cât mai stai să nu știu ce. Uite, o stă un aia de bă, băieți, GG. Nu știu, nu s-ar merita, zic eu. Mai degrabă îl faci pe ăla de glovă. Eu uite, parcă am primit mai mulți bani. Așa. Hai să mergem la showroom, mai vedem și noi ce mașini mai sunt. Unde eram în showroom? Da, uite-l mă aici.
Trebuie să ai răbdare să-ți pice că 14 minute am făcut și într-o oră 80 momeale 25k. Ești nebun. Ce mă, băi, adevărat. Pe câți bani ți-ai, spre exemplu, pe o momeală? Câți bani ți-ai? Câți bani ți-ai? Hai că e măgăt. Ia uite-l pe ăla, băi. Câți bani ți-ai, spre exemplu, pe o momeală? Hmm. 80 de momeală, 25k. Dar nu durează, mă, frate, mult să-ți iei momeala. Într-un minut, cât dracu să-ți iei? 5 momeli, mi se pare că-ți iei, nu? Că stai... Câte secunde stai? 10 secunde mi se pare. La fiecare, știi? Da, cam așa ar veni. 5-6 momeli, ceva de genul. Pe minut. 5-6 momeli. Plus ce te mai plimbi tu pe acolo, știi? Hai să zicem 5, să fie mai rotund. Cincizeci de momeală în 10 minute. Dar oricum îți dai seama. Te mai plimbi și tu, te mai uiți pe telefon. Pe telefonul tău, știi? Ah, ok. M-am și speriat, dracu. Azi gata, o îmbogățesc. Nu știu să vedem ce mașină o să-mi iau. Ba, adevărat, mă, Lix, Marco e pe server, mă. S-a apucat și el de serverul ăsta. Ce să iei pe bucaua. Mie mi-a plăcut mult perioada iernii, frate, când aveam eu serverul meu, știi, serverul ăsta, era, arăta chiar ca lumea. Și quest-ul și tot, avea și player, 200 ceva de player avea. Seara. Care era fain rău. Dar lasă-mă că mai bagă niște update-uri ca lumea și o să restrâng înapoi playerii e mulți. E pe fuplate. Bă, și eu mă duceam Olix pe fuplate, adevărat te zic. Doar că din cauza lui Măduțu mi-am luat ban, știi? Din cauza lui Pripasul de Măduțu mi-am luat ban. Dar are ceva, tocmai din august. Acum mi-am luat am ban pe Discord, și ce zic? Mi-am luat am ban pe Discord. Special pentru server să fac ticket, că făceam pe forum și intra un admin, spre exemplu, pe forum din an în Paști. Și am zis, lasă-mă, ai, dau, îmi iau amban pe Discord și fac acolo ticket, știi, măcar știu un căcat. Măcar știu un lucru. Aie. Eu am făcut o greșeală foarte mare. Hai, noroc. Da, am să-i salut atât. Dora doar să mă salute, mă, mâncați.
Pe ce punem pariu că ăsta o să fac un accident? Să nu fac eu drag înaintea lui. Auzi? Ce joc faci? Pescar. Jos. Bă, frate, tu cum te dai dracu jos din mașină pe acolo? Asta e de la oraș, man. A? Hai că de la oraș. Asta n-am cum să se spise cu toată lumea. Ce, mi-au luat și banii? Da, rob and kill direct. Perfect, rob and kill direct, bă, băieți. Rob and kill direct. Rob and kill direct e asta. Putu-ți gura, măti, să-ți fut. Putu-ți gura, măti. Oricum cât dracu aveam la mine, 800, care mă șterg la curcăi. Ce zic, adică e drum dracu până la... E o drum de asta, de glovo. Un drum de glovo, știi? Salut, fii atent. Auzi? A făcut unul Robin Kill, frate, a făcut și PG. Ai filmare și... Da, am live, am live, am live, am live. Bun, e perfect. Spune-mi cum intru pe live-ul tău. Cine ești pe Discord ca să ți-l trimit mai ușor, să-mi fie? Ian Neg. Cum? Y1G underline NAKM. Ok. Vezi că nu ți-a luat niciun ban? Cum, mă, frate? A, ba da, mă, nu mi-a luat niciun ban, nu mi-a luat niciun ban. Adevărat, stai așa că nu-mi luase niciun ban. Nu te-am auzit. Atent, nu mi-a luat niciun ban, am avut eu cred că puțin lag, dar oricum. N-avea motiv bun întemeiat să mă omoare. Nici mască mi se pare că n-avea. Deci mai spune o dată. Deci fii atent, băiatul în primul și primul nu făcuse PG. Avea mașina, ăsta, ușa de la mașină lipită cu a mea și a ieșit pe acolo, nu știu cum dracu a ieșit el. Da? Și nu știu, a făcut redeme, adică n-avea motiv bun în temea să mă omoare, știi ce zic? Ești în zona rău famată. În zona rău famată? Da, da. Trebuia să aibă mască sau ceva? Bă, nu știu, te-a jefuit? Da, m-a jefuit. Acum cât timp? Adică acum. Mai înainte de ora 9 sau la 9? Bă, frate, acum 4 minute era. Da. Păi da. Atunci are voie. A, faza e altfel. Că a făcut și PG băiatul. PG-ul pentru că a ieșit, s-a teleportat din mașină. Da. Aici nu ține neapărat de el. Îi de pe nu contează, trebuie să rulează, frate. Trebuie să rulezi, la urmă. Înțelegi? Nu chiar așa. Stai așa, că mă uit pe live și okay. Îți spun dacă e PG faza asta. Okay. Urât așa? Mă, frate, două morții de treabă. Ce motiv mai bun în temea ta ai tu, mă, frate, să... Așa. Chiar și așa, frate, pe un server hard roleplay, niciodată. Uite, spre exemplu, eram pe serverul ăla după Caio și vreau să mă duc, știi ce zic, spre pod. Eram, întâlnisem cu niște mafioți și așa mai departe. Bă, uite, așa. Știi ce zic? Ai grijă să nu te prindă, nu știu cum, și du-te, nu mai veni aici, că aici doar mafioții, o să mă și chestii de-astea. N-ai bani tu să plătești taxe și chestii de-astea. Cum a spus și el. Poftim? Acolo nu ținea de el pe unde îl dă jos, trebuia inițial să-l dea prin stânga, dar pentru că mașina e cu volan pe dreapta, îl dă ca și cum îl teleportează de aia. Asta este într-adevăr de la server. El dacă avea mașină cu volan pe stânga în momentul ăla, îl dădea pe stânga, știi? Sau dacă era blocat pe partea stângă, îl dădea pe dreapta, știi? Mă, frate, n-ai tu cum să ieși din două secunde, știi ce zic? Așa, iurea, și plus de asta vezi că n-ai cum tu să omori așa o persoană fără un motiv bun întemeiat. Că n-are nimic la el, util.
Două morți de treabă. Da, te-a omorât pentru că e jefuitor băiatul ăla. Mă, nu Dar contează, dacă frate. este... Nu contează. Da, Orice dar contează. server hard roleplay, nu cred că te duci tu așa aiurea și omori oameni aiurea. Trebuie să te gândești, trebuie Ești să în rolezi zonă un pic. neautomată. Ascultă-mă, frate, tu trebuie să rolezi un pic, bă, frate. Ce trebuie să fac ca să mă lași în viață? Îți dau tricou de pe mine, îți dau Adidas și... Frumos. Zici tu, bă, am copii acasă, nu mi-a dat nimic, șansă la roleplay, nimic. Ia zi, stai puțin cu spate și mi-a dat direct glonță cap. Uite, ăsta e roleplay. Ăsta e Deci, roleplay-ul la băiatul a tine? vrut. Nu, dar te întreb, ăsta e Ascultă-mă, el roleplay-ul la decide. tine? Bun, dacă mă las să Ce vorbesc, vrei? mă las să Pune. vorbesc. Dacă nu, eu voi pleca. Pune. Faci Chiar ceva? el e băiatul, nu? Salut, s-a Nu. făcut un tichet. Care e Tu ai fost mai devreme care l-ai omorât, da? Nu. Da. Tu erai? Ești jefuitor sau mafiot? Jefuitor. Na, cât timp e jefuitor are voi? Bun, e fii atent. Da, și Ce tomare văd așa. că te-ai prea puțin faza gen, așa e mașina, așa e ăla. Eu dacă Da, puteam, i-am crede-mă că explicat. eu chiar ieșeam, aveam de gând să-ți plec partea că m-am pus în fața ta. Dar n-am, așa ne limităm la un joc, n-avem cum să ieșim pe unele noi. Bun, de ascultă, asta e rol pe ceea ce faci tu? Să Nu, mori nu așa sunt lumea. jefuitor, frate, asta e treaba Mă, ta ca frate, nu jefuitor, am asta. contează, asta nu e rol pe frate, ești nebun. Nu suntem pe Uganda rol pe să facem, să nu avem nici măcar un minim de roleplay. Trebuie să te gândești tu, bă, Dar ăsta o avea voi omul da ăsta, un minim poate... de roleplay. Bă, ascultă-mă puțin. Lasă-mă să vorbesc, că etichetul meu. Prima oară trebuie să te gândești, bă, ăsta poate, omul ăsta poate are copii acasă, poate are nevastă și așa mai departe. Și ca jefuitor nemâncat, că n-ai ce mânca, tu vezi că Mă, frate, încetează tu te fără mine. gândești, nu vezi ce am, spre exemplu, picioare, te uiți tu, bă, uite, are, nu știu ce, Nike-uri, are, nu știu ce, Adidas, Jordan și așa mai departe. Păi eu n-aveam cum să... Bro, fii atent, ascultă-mă. Deci Mă, frate, tu tu ești trebuie să doar... faci roleplay, nu trebuie, roleplay-ul se Nu, face, nu mai frate. vorbiți recalcitrant, adică nu mai vorbi recalcitrant. Păi mă enervez în Bine. pula mea și în jur rău de tot, mă, mâncava și. Adică... Mă enervez și în jur rău de tot. Să ai roleplay. Gândește și în realitate, dacă te duci prin ferentari, într-un fel și într-un ferentar, nu te face nimeni nimic cu o mașină de asta. Ce să fie? Dacă te duci prin Prepelac, pe la Băltem, pe acolo. Așa. Și te duci cu mașina asta, nu știu că am creat cu topor în tine. Așa, iure. Așa e rele. Da, Te-ai ne uităm dus la tu, un ți joc, s-a frate. întâmplat, ți s-a întâmplat ție. Eu te-am Îi pus chestia asta Mă, să mă frate, poate Îi îi se permiți întâmplă. revive? Da, Ține dai de revive, tine aici. da, Bun. dai revive. Oricum trebuia să-mi iau revive. Și totodată, frate, când omori, trebuie să te gândești și un pic, frate. Bă, eu dacă-l omor pe ăsta, l-am pe conștiință și așa mai departe, înțelegi? Păi frate, Trebuie nu să ai poți și să un te duci roleplay de la... ăsta, frate. Nu trebuie neapărat să omori așa iurea. Înțelegi? Trebuie să te gândești și puțin să ai rolul tău. Înțelegi? Elvin, ascultă-mă puțin. Aici, gen, tu ești pe teritoriu, ești pe zonă răufamată. Aici nu se mai gândește. Exact, gândește că Aici dacă mă se prindea un mafiot, eu l-am efectuează. cecat în momentul ăsta, probabil. Îmi dădea cecat. Da, exact. Dacă el prindea un mafiot, el își lua Ce cecat, mă își băiatul lua ăsta? clear la tot ce avea el pe cont. Știu ce zici. Dar n-am Pe un de ce joc, dracu pe să un joc. împătez eu imaginea la Nu am caracter, înțeles. pentru ce? Când aveam Pe eu un joc, anumită chestie ca așa vrea pe el? un joc te gândești la care Mă, farming, frate, dar la dacă... mine știi care e chestia? Odată ce sunt omorât de cineva, eu consider că ar trebui să-mi iau CK. Am dat fac un tichet să-mi iau CK, frate. Nu împătez eu imaginea caracterului, pentru că am și o poveste. De ce să se ducă po ăsta, povestea mea în spatele caracterului așa iure? Nu înțeleg. Dar nu cred că există niciun server de fapt în România care De să ce mă stătește. poveste Că ți se aici duce dracu nu ești ca pe niște caracter? Nu, asta distracție, nu nu ești fac. cum neapărat. Ziceam eu ceva acum, dar suntem pe server. Dacă ar fi ceva pe Discord, ți-aș zice cum s-ar și face. Un roleplay ca lumea. Vedeți? Dar suntem pe un joc, Nu na. contează, frate, tu trebuie să te Bun. gândești la rolul tău, înțelegi? Bă, ce faci acasă? Vii de la muncă, da? Ce faci? Bă, uite, vin de la muncă, dorm puțin, 2-3 ore. Mă duc, sunt cărăuși. Hai mă, și tu acum Înțelegi? tu te gândești pe un joc că vii acasă Mă, din la frate, e muncă, tu server atunci de joci, mă. roleplay. Dacă nu, Elvin. du-te pe Uganda, frate, și joacă-te acolo. Nu mai da. E de tempul la mea de aici, ești nebun. Bă, că nu vreau să dau nume. Băi, acum te jefuiesc. Nici Exact acolo. așa e și acolo, da, mă. Nici acolo nu E pe pizda, mă, și auzi. Ișe. Ești nebun. Nu mă, bă, să nu-mi zică mie de roleplay, că nu mai zic nimic. Nervez și mai tare. Trebuie să te gândești, frate. Bă, l-am pe conștiință, pe omul ăsta, nu mai pot să dorm nopțile. Înțelegi? Știi ce zic? Te gândești așa, bă, nu mai pot să dorm noaptea. Să zicem, eu omor pe unul, da?
Eu, ca și cum când ajung acasă și încerc să dorm, mă trezesc brusc, înțelegi? Ce zic? Mes, nu știu. Dau un exemplu. Te duci la magazin, îți iei un carton de țigări. Înțelegi? Să ți se ducă stresul ăla din cap. Așa mai departe. Nu se omoară, frate, oamenii așa iurea. Înțelegi? Înțelegi? Nu se fac. Că ai căcaturi de astea. Și ce zi meu, Pandora? Și așa și este un frate, până la urmă. Ai noroc. Iar m-am întâlnit cu Lix Mâncaua. La pescar și acolo, pe autostradă, talent. Vreau să accesez catalogul. Clasa B, ia mă, găsim așa. Nu cred. La C, eventual. Ce trebuie să fac, mă, putin. Ăsta ce? Fii atent, nu pot să... Cum dau, mă, inspect? Nu pot să o întorc și de-astea? Dar 90.000 mâncat, ce jugurată. Volkswagen Gâlâi, ce dracu e ăsta? Ce-ți mam. Vezi că arată bombă ăsta, mă. Ia mai tracțiune față. Da, băi, ești nebun. Tracțiune față, frumos. Ce dracu e asta? Știi că mai bine mi-o luam pe asta mâncați, ești vreodată. Bun, bă, băieți, hai că închidem și noi live-ul. Mulțumesc pentru like-urile strânse în această seară, bă, băieți, vedem. Mâine frumos live-ul în alta, ne băgăm direct la roleplay. Da, nu mi-a plăcut, frate, ce roleplay a făcut băiatul ăla, chiar nu mi-a plăcut deloc, că ești nebun, așa, să mori, lumea iurea. Înțelegeți? Care faci? Trebuie să te gândești, frate, că plai, până la urmă, plai pe conștiință pe omul ăla, înțelegi? Trebuie să ai oarecum, să nu mai poți să dormi noaptea, înțelegi? După, de-a Pandora, trebuie să te gândești așa, ca și cum după, hai să zicem, după ce, mamă, cam puține vizualizări, azi, bă, vezi, cam puține vizualizări. Zic așa, să te gândești după, hai să zicem, după 5-6 crime, spre exemplu, spre exemplu, ți se mai duce așa, știi ce zic, din starea aia, ca să zic așa.
Dar tot, mă, tot, ești nebun, n-ai cum. Oricum, trebuie să iei în sânge treaba asta, știi ce zic? Trebuie să iei în sânge treaba asta. Bun, băiți, vă urez o seară frumoasă, ne vedem mâine la 1 la